Bună dimineața și bine ați venit pe canal. Astăzi vom merge în Dragon. Am văzut că ați scris în comentarii că vreți să vedeți asta și am zis să mergem acolo. Deocamdată sunt doar eu. Mă duc acum și le iau de acasă pe cagulă neagră. Ce să fac? E șeful meu, trebuie să mă duc să-l iau de acasă, să-l duc de acasă. Un fel de șofer pentru el. Sunt acum în trafic. E dimineață, ora 8. Pe voi v-am pus aici în volan ca să nu mă încurce la condus. Ce să zic, revin de când ajung la cagulă neagră, îl iau și pe el. Deja se uită lumea ciudat la mine că sunt cu cagulă în trafic. Am uitat să vă zic așa de început de clip, dați și voi subscribe acum. 60% dintre voi nu sunt abonați și nu înțeleg de ce nu faceți asta. Dați aici subscribe acum. Ajung acum să-l iau pe cagulă neagră de acasă. În ciuda faptului că a fost trafic, am ajuns la timp ca să nu se ia de mine șef. Hai că nu mai finuiesc pe aici, că vă dați seama pe unde e. După cum am zis, am venit să-l iau pe șeful ăsta de acasă. Ce-i mult la gură? Mască, mă protejez. Haideți frate, în Dragon, să vedem ce luăm de acolo. Mergem în Dragon, revenim de acolo. De unde, mă? Ce Dragon? În centru comercial Dragonul Roșu. Vezi aglomerație la Dragonul ăsta. Bună ziua! Da, da. Da. Stânga, pe Fundeni, intrarea de pe Moroieni sau de la Pod, de la Colentina, de la unde era Europa. Ocolit ca mult, bă, frate. Puuu, Sara Foods, mersi de sponsorizare. Doamne. The Red Dragon. Ce trăiți? Ce frumos arată. Ca în afară, frate, țara europeană. Ia uite, ești că e mall, e casă. Bă, cât de frumos e Dragonul. Dar de ce nu parcăm noi pe aici, să ne plimbăm, să ne alea? Mergem în parcarea din centru. Da, în centru. A, dar de unde știi? Mi-ai fost aici? A, te îmbraci din Dragon. Să îmbracă din Dragon, dacă știe. O să zic, sunt turist, filmezi și eu aici, că la mine acolo n-avem. Ia uite ce frumos. Doamne, ce frumos e aici. Turist. Zici că ești într-un orășel. Fiecare. În orașul lui. Da, ia uite, toată lumea merge la muncă, merge să mașină. Să ia marfa, să ducă marfa, să pună Polix, să... Atenție la tren. Sunt mai multe dragoane pentru cine nu știe. Deci pentru fiecare. Vrei Adidas, te duci într-un. Vrei undița de pescuit. Dar fă stânga, fă ce vrei, dar pune undeva mașina asta. Doamne iartă-mă. Stai așa că dai peste domnii. Mamă, ce aglomerat e. Doamne, sărbătorile vin. Vezi, vin sărbătorile. Toată lumea aici să ia training-uri, să ia ciorap, șosete, papuci. Voi să nu las cadouri de aici. Bă, puteți să luați, mă, cadouri de aici, alea fără nume. O draperie, ceva. O draperie, o... Bine, aibă că vă las aici, vă las și eu vă bag în buzunar înapoi. Că e greu să căutăm și eu, noi o parcare, că eu sunt mai agil la ochi. 100, 900, aproape 100 de lei. Ok, este 99. Ia spune, ce vrei să luăm? Nu știu, de toate, Supreme, Gucci, Fendi, Prada. La bucată dați astea? Care vrei? Asta așa vreau. Dar cât poți? Cât spune, hai, 10 lei. Ce? 10 lei, aia Gucci, 10 lei, îmi place. Hai, 10 lei. Cât? Hai, 2. 15 lei asta, da? Si, si, salut! Dacă acolo ai cu 10 lei, chiar eram uimit. Ia, da să vă știu. Calitate, frate. Asta e de aia Gucci? Da. Hai că mai vedeți. Dar cum le-ai văzut tu imediat, eu nici nu le-am văzut. Trebuie să dau de toate mărimile, ce mă. A, da, trebuie să-ți iau un pachet. Aoleo, schimburi vagabond. Palm Angels. Alte căciuli, Jordan. Nu mai vrei căciuni? Vreau un tricou Supreme. Vrei un tricou? Supreme. De la Supreme? Băi, cam greu. Băi, frate, mai vreau acum un... Un ce? Un tricou? Supreme. Sper să găsim. Uite, articole sportive, încălțăminte. Mergem acolo? Da, da. Vrei o șapcă Jordan? Dar de ce o vrei, mă? Că vine iarna. Da, dar uite, acum aveți misoare ăsta. Ți-ai niște ochelari, poate găsi niște ochelari Gucci, ceva. Lui Vuitton. Lui Vito. Cea mai lungă pe ce de Vuitton în lume. Hai, intrăm aici, la jucării, articole sportive, încălțăminte, de toate aici. Da, mă, știu că ești nebun după branduri de astea de lux. Trebuie să găsim și Supremele la nebun. Da, peste tot chestii cu TikTok. De la ei, de la mama lor, de acolo, le aduc. De la mama lui TikTok. Da, exact. Cam slab pe fake-uri. Tic, ai reușit ca brand atunci când se fac fake-uri după tine, nu? O foaie. Fii atent aici de nu găsesc tot ce-mi doresc. Vreau și o perechită Adidas. Vreau și eu niște bocanți, ceva. Nu, doar eu, asta e despre mine. E despre tine azi? Bine, frate. 55? Ai 44? Nu vine la bucată. Jordan Brand, nu la bucată. Trebuie să iei full size run, frate. 45, 45, 45, 44. Da, stai una aia cu Prada. Ce ce-i ca? Au? Ce vezi?
Cât costă aia? 40 toate, nu? Cât este? Normal la 60 bucată. Da, dar nu vine la bucată. Nu vine la bucată, nu? Cât este au fost? 35. La bucată? La bucată. Cât e? Da, da, la bucată, nu? Asta cât e? 50. Te mai spun că ăla, a? Domnul Steu, fai de steau? Da, te steau, Steu, Steu, supoai. Bine, dă-mi ăștia, așa. Ce număr ai? 44. Cât ai? Nu am. Până la cât ai? 43. Dă-mi 43 atunci, că mi-mi plac. 43. Îmi plac. Nu ți intră în picior 44. Nu intră mie, cred. Poți să-i probez eu? Nu intră, nu? Dacă are 42? Eu am 42. Mai are? 44 de lei? 44 este? 44 mai. Atunci dăm 43, că ia el atunci să probez. Să probez, pot? Nu mai lasă, că e numai așa, că o să-ți meargă. Că-i vreau neapărat pe aia. Bă, sunt mișto rău. Cuci? Cuci. Asta va mai, da? Stai, nu dă, familie. Pe ce culoare, mă, așa? Da. Ăștia, da, sunt tari. Păi, leu. Vine marca de acolo. Ca, ce frumos. Dă să-i țin eu, te rog. Nu vreau. Măcar atât. Ți-ai luat numărul meu ta. N-ai vrut să mă omenești pe mine cu o pereche de ăștia. Mă, ce să-ți facem cu la genul meu aici, mă? Nu te mai supăra, mă, că o să găsim. Te fericit sunt că ți-ai luat Adidas, frate. Faza e că atunci când îți dă la bucată, nu prea mai poți să comentezi de preț. Te bucur că ai găsit să-ți dea la bucată. N-a trebuit să iei la toată familia. Bluză, Louis V. Hanorac fine. Pentru ăștia care tot zic fine, ale. Palm Angels. Și ceruite, vezi că eu... Da, tu știu. 15 lei. La bucată? Mm-hmm. Îmi dai? Mm-hmm. Ce număr ai? Ce... El? De fată? Nu, de băiat. De băiat? Asta de fată? Da, vezi și de băieți? Cât e de băiat? De băiat 20 lei. 20, vreau una. Ce număr lase? Ai? El. El? Neagră. Mă? Da. El, el. La tine? Da. Mă? Da? Mm-hmm. Nu, e mic de... Nu, e mic. El e mare. Da. Bucărat? Ok, bun, da? E bun. Da, e frumos. Mulțumesc. Da, are, dați-vă o răsună. Oh, da. Foarte bucuros, că nu mi-a dat nimeni până acum. Nu prea dă lumea la bucat. La cine ai mine? Un leu 50. Nu. Mart. Sărâna. Haz, haz, știe să-și vândă marfă. Asta îmi plac mie, că ei acceptă să vândă și la bucată. Am au și glumele la ei. 28 de lei. Să mai iau ceva. Ce vrei să-ți mai iau? Hai că facem o pauză. Ce faci, mă? Iau primul lucru, legi. Ti s-a mai dus 3 lei din bugetul nostru de cumpărături. Nu, vreau unul. Nu vinde la bucată. Dau mai mult. Hai, leu, că vrem supreme. Asta la bucată? Deci tu nu te lași până întâi? Eu nu plec de aici până nu iau Supreme. Mi-am luat Nike, mi-am luat Gucci, mi-am luat Tofoi, dar vreau și Supreme ca să fie... Treaba. Niște pantalonași Supreme. Pantalon sau tricou? Pantalon vrei, pantalonași, nu? Pantalonași, am Nike tricou. Adidas și Off-White, pantalonași Supreme și... Cățura Gucci. Mamă, ce outfit nebun. Patru! Așa! Mamă, este verde! Doamne! Era să te calce băiat ăsta, bă. A, la bucată nu, a? Nu. Auzi, dai la bucată pantaloni? Nu? Ce dai la bucată? Întrebarea veșnică auzită. Și că este un mall. Ce mall nebun. Da, ce mall nebun, ce mall nebun, dar vreau pantaloni. Hai să-i cer lui Moș Crăciun, pantalon Supreme, poate-ți dă. Nu dă, hai nu. Moșule, vreau și ăsta mic cu niște pantaloni Supreme. Îi dai de Crăciun? Nu-mi dă, mă, nu-mi dă, nu vezi nu vorbim. Te-ai găit? Da, unde e palmenită, se merită. Bun. 60 de lei? 30 de lei. Pantalonașii Supreme. Ia vezi, de la bucată, vezi că pizza. După cum arată, nu cred că de la bucată. Dar întreabă și tu. Ăștia scaua aia, dar n-au semnul Nike, ei vezi? Mi-a făcut serigrafie. Da, când au ajuns în țară. Da, ăștia, o fai. Ăștia la bucată? 27.
5? 5, da. Să-și iau o pereche de pantalonași Supreme și nu-i dau ăștia la bucată. E supărat rău. Dacă ei postez mâine, da. Doamne, că nu merită să vin dragon. Uite ce e aici. N-ai să vezi niciodată la mola așa ceva. În orașul Moș Crăciun. Și ăștia sunt spiriduși. Da, ăștia spiriduși, iau-te. Împachetează cadouri. Hai să căutăm pantalonaj Supreme, că aici nu găsim. Mai merge un dragon 6 aici, să-i căutăm la băiatul ăsta pantalonaj. Și dacă nu găsim nici aici, ne dăm bătuți. Dacă nu găsim nici aici. E puțin nervos, scuzați-l. Chiar își dorea pantalonaj. Doamne, sper să dea la bucată. Haide, acum eu simt că o să-ți dea la bucată. La bucată 40 și angro? Angro 25. Nu prea merită. Îți fi dau 32. Eu zic 35. Zic că ăștia sunt grupanii. 35. Una, 35, că n-am. Ce mărime? Stau de acolo, care e bun. Ăștia cu roșu vreau. Da. Doamne. XXL. Da, și de XXL eu sunt. Hai. Gata, am luat ăștia. Mulțumim, vezi mă, ai și pantalonaș, fericit? Nu mai zici nimic, ești mult, vezi că stârii pantalonaș și pe jos și murdărești. În sfârșit și-a luat și copilul ăsta pantalonaș, nu mai țipă pe aici. Vezi că astea au valoare pe OLX? Că aici nu zice de StockX, știi ce zice de OLX? Valoarea adevărată pe OLX, deci ăștia îi dai cu 1.000.000. 1.000.000, ăștia îi dai cu 50. Repede așa. Și bluza 40-50. Mergem la mașină și după aia unde mergem? Mergem să filmăm aceste chestii? Am ajuns aici, mi-am prins pantalonașii Supreme, căciula Gucci, bluza Nike și nu în ultimul rând, sneaker și Off-White. Cu ce începem? Un leu 50. Un leu 5 lei. Când i-a văzut fața, a zis, hai că nu-i mai cer bani. M-am speriat. Ia să vedem. Stai că acum fac unboxing la aici. Ușor, ușor. Poate îi ținem 10. Date. Aoleu. Ma, avem acești Off-White Core 3.0. Da, sunt Off-White, dar aici scrie Sub-White. Deci scrie aici pe tagul ăsta Moduf Style Co Virgil Abloh. Mai scrie aici. Mai scrie pe lateral Sub-White for. Sub-White for. Și că mărimea 44, dar sunt un maxim 42. I-am zis, doar dăm 43, dă-mi alea. Și că nu-ți vine, frate, nu-ți vine. Dă-mi șireturile astea, zic că arată bine șireturile. Cât au costat? 40 de lei. Eu zic că pe OLX putem să-i vindem. La resell, bă, nu-i mai învăța mă, că pe ăștia fac după aia resell în dragon pe OLX. Ăștia la resell pe OLX cred că sunt 100, nu? Clar, rezerv. Că la fake-ul resell-ului pe OLX și la alea bune pe StockX. Ia uitați cât de flexibil sunt. Vezi că sunt. Vezi de ce sunt. Ia dă 3.0 aia, orică dacă le fac așa să rup. Ia uite. Și țopă, ia uite. Deci, gândiți-vă că am ăștia în picioare, da? Hai la următoarea chestie. Astăzi a fost despre mine. Pantalonașii ăștia pe care am căutat tot dragonul, deci nimeni nu vroia să dea la bucată până am găsit o doamnă. Da, am dat mulți bani pe ei, mă. Cât au fost? 40? 35. Au fost 40 de lei, dar... Voia 40, dar cum să dau 40? I-ai spus că mai ai doar 35 de lei și... Mi-a dat așa de milă. În mărimea XXXL. Dacă ăștia sunt XXXL, eu sunt doctor. Un M maxim L. Cât i-am căutat, mă, zici? Foarte mult. Bă, cât am stat pe panta? Finisaje. Da, și finisaje, uitați, doamne, cât de... Dar ia mâna, mă, ți-ai tăi sau... Scuze, frate. Sunt gelos puțin. Deci pantalonașii Supreme. Deci partea de jos e completă acum. Imaginați-vă cum dau ăștia. Supreme. Portocaliul ăla cu roșu. Aici topul, o bluză Nike. Negru. Brăjeală, ce Nike, că e Has Life. Băi, și piesa de rezistență. Deci piesa de rezistență. Da, bine că mergeți căciula. Scuze, că am capul mare eu. Ia uite. Căciulița. 12 lei, domnul voia 15 lei. N-ai zis că n-am și a zis, bine, 13 și nu. Nu, tu ai zis 10. I-ai zis 10. Și v-ați întâlnit la mijloc. Și l-ai zis, nu, 13 și a zis, bine, 12, vrei ce? Da, deal. Hai că ți-o dau și apun la cap așa, adică ați văzut în video acolo. Astea trebuie puse sub lacăt undeva, să nu iasă în lume, o să distrugă planeta. Le băgăm într-o cutie și Trebuie să le băgăm într-o cutie de lui Savia Roma, care sunt mai legit. Da, și de acolo nu poate să iasă, e un fel de închisoare pentru el. Închisoarea legit și trebuie să legăm tagul de lui Savia Roma de ele ca să le astâmpere. Așa fac și eu, uite cum fac. Ia uite.
Ia uite, pa. Fuo. Da, și ce părere aveți de outfit-ul ăsta, mă? Am luat și fake-ul, mă, frate. Cât am cheltuit în total? 108 lei. 12, puțin. 12, 40, 52. Cu 35, 87, cu 20, 107 nostru. 107 lei am cheltuit asta. Deci am depășit bugetul cu 8 lei. Da, că aveam 99 de lei buget. Bine că mai am avut pe card. De ce râză? Card în dragon, da, bun asta. Mai magic. Să știți că la toate am primit bon. Lumezul. Nu stați ce oameni în pace. Dacă mai vreți ture de asta, dar să ne ziceți pe unde vreți, pe un ITM sau pe unde vreți. ITM e cam scump, sincer. E cam scump, nu prea. Nu avem bani, buget. Dă banii de ITM scumperi din mall. Multe din ITM le găsești în Dragon. De acolo își iau marfa. Da, de acolo își fac stocurile din Dragon, că îi cumpără seturi de alea, cum ziceau voi aia. Ce să fac, mă, cu 5 perechi de astea, ține bunii la cap, să mă strângă de gât, îmi conduc, mai sar pe mine la volan, ai nebun, că abia am... Gata, nu te nervă. Te-ai găsit pantalonașii, fii fericit. Da, fericit că mi-am găsit. Ai și fericit ce am găsit. Ia uite, au o ață, frate. O, nu, cred că o să-i returnez. Mai e bunul? Stai niște. 30 de zile, ci că am return la ei. Dacă ciulița asta e chiar tare, am văzut-o polex, 40 de lei. Hai, dăm pe cadre. Vezi cum stă căciula aia? Prost rău, bă? E criminală. Mamă, dar mă strângi de creier. Zici că trebuie să lansezi un mixtape. Da, frate, până data viitoare. V-am dat pe spate. Până data viitoare am fost Basta România. Ne găsiți pe Instagram, dați un like acestui video, dați un subscribe, dați ce vreți voi, că n-ați dat să mă când Dragon să vă iau de astea, să vedeți și voi cum e. Nu? Da. Deci până data viitoare, nu uitați, ne găsiți pe Instagram, Basta România. Azi Basta. Și Basta România Reserve. Ia uite aici, uite aici schemă. Odată căciula, căciula.